a nu se confunda marketingul cu brandingul. Da, două lucruri diferite. Două Merg mână-mână, dar diferite. Două lucruri diametral opuse Ca să răspund eu la întrebare, că e mai simplu. Așteptările de la o agenție de marketing trebuie să fie corelate cu, cu rezultatele pe care ele promit. Există indicator de performanță pe care putem seta, există un buget de marketing care se poate calcula în avans. În funcție de bugetul respectiv de marketing trebuie să existe dește deci de rezultate. La pol opus trebuie să existe și branding. Adică să fii on top of mind. Altex de 20 de ani este on top of mind. Toată lumea știe cine e Altex, pentru că Altex reușește prin brandingul pe care îl face să fie on top of mind. Și atunci, nu cine crede că se duce la o agenție de marketing și găsește un GG la care îi dă 5 lei și la produce un lead, nu e suficient. E nevoie să și filmezi, e nevoie să și arăți, dar Ideal este să faci ceva, pentru că sunt, din păcate, în România în clipa asta, nu pot să zic în cifre că da, pompareu pare că mult. majoritatea businessurilor trăiesc cu impresia că dacă au o pagină de Facebook sau un cont de TikTok, cineva o să vină și o să le cumpere produsele, chiar dacă ei nu fac nimic.